Descinderi de amploare astăzi în Mehedinți, unde polițiștii de la crimă organizată au efectuat percheziții în mai multe locații, la domiciliile a doi inspectori școlari și a mai multor profesori, cercetați pentru că în schimbul unor sume de bani ar fi fraudat examenul de bacalaureat, sesiunea din toamnă a anului 2022. Polițiștii au avut mandate de aducere la audieri pentru 8 persoane, 7 dintre acestea au fost găsite la domiciliu, însă unul dintre inspectorii școlari era plecat din țară în concediu și va fi adus în următoarea perioadă. Anchetatorii au vizat nereguli grave produse la sesiunea din luna august 2022 a examenului de bacalaureat. De altfel, și la vremea respectivă s-a iscat un scandal imens imediat după acest examen, când la corectarea lucrărilor, profesorii din Comisia de Constatare de la Timișoara au sesizat Ministerul Educației că un număr foarte mare de lucrări sunt identice. La vremea respectivă, în urma unei anchete interne, 39 de lucrări au fost anulate și candidații declarați respinși. Ulterior, însă, au intrat pe fir anchetatorii, care au solicitat inspectoratului școlar documente și imagini video care au fost puse la dispoziție de inspectoratul școlar, iar în această dimineață oamenii legii au descins acasă la suspecți și au adus la audieri. Există un dosar de cercetare penală cu privire la desfășurarea examenului de bacalaureat, sesiunea toamna 2022. Într-adevăr, de-a lungul timpului, în această perioadă, organele de cercetare penală ne-au solicitat diferite documente, înregistrări audio-video, pe care le-am pus la dispoziție. Astăzi, o parte din inspectori și persoanele care au fost în acea comisie au fost chemate la audieri. În urma verificărilor făcute de anchetatori asupra a 160 de lucrări, 140 s-a descoperit că dintre acestea erau identice și pe imaginile video, care sunt probă în dosar, au fost descoperite probe clare privind intenția de fraudă cu largul concurs al unor profesori care se aflau în comisia de bacalaureat. Anchetatorii au și indicii că liderii grupului infracțional primeau sume de bani pentru a-i favoriza pe candidați, deoarece dintre cele 39 de lucrări anulate se aflau doar lucrările unor candidați care nu erau pilele membrilor grupului.